Una dintre cele mai mari gimnaste românce a revenit la Deva. Daniela Silivaș trăiește în Atlanta, în Statele Unite, dar se întoarce cu drag în orașul natal și la școala unde a învățat și unde s-a antrenat. Performanțele multiplei campioane olimpice, europene și mondiale au făcut ca presa să o numească Regina de la Seul. Asta după ce, la Jocurile Olimpice din 1988 în Coreea de Sud, sportiva a câștigat 3 medalii de aur. Patru finale, 6 medalii și 3 titluri olimpice. Daniela Silivaș a intrat în istoria gimnasticii în 1988, odată cu Jocurile Olimpice de la Seul. După 2 medalii de argint la echipe și individual, Daniela a urcat pe podium la toate aparatele în finală și a confiscat aurul la 3 dintre ele, paralele, bârnă și sol. La sărituri a fost a 3-a. Rivalele din URSS au fost reduse la respect. Pentru Daniela, acele momente sunt amintiri neprețuite. Doar o olimpiadă am reușit să prind și rezultatele de acolo sunt, le am într-o memorie foarte bine amintită. Care sunt? Toate medaliile de la olimpiadă, bineînțeles, visul multor sportivi, nu tuturor, dar visul multor sportivi este să ajungă la olimpiadă, să concureze pentru olimpiadă și să și câștigi o medalie este un plus în care nu întotdeauna, adică crezi că îl vei câștiga, dar să concurezi pentru olimpiadă, la olimpiadă este un vis nemaipomenit pentru un sportiv. Nu i-a fost ușor deloc, dar a iubit gimnastica. Antrenorii au făcut, a trebuit să am încredere în ei, că vor tot ce este mai bun pentru mine și să îi ascult, cu toate că câteodată n-am vrut, dar asta nu înseamnă că dacă mi-a plăcut nu am avut zile grele sau săptămâni în care nu am vrut să intru în sală, dar mă bucur că am avut antrenorii și colegele care m-au susținut, familia, colegele, antrenorii care m-au susținut ca să îmi continui activitatea în sport. În 2002, Daniela Silivaș a devenit cea mai tânără gimnastă inclusă în International Gymnastic Hall of Fame, un record care a rămas până acum neegalat. De asemenea, este singura care egalează recordul Nadiei Comăneci, adică obține 7 note de 10 într-o singură competiție olimpică. Acum are 50 de ani, este căsătorită și mamă a 3 copii extraordinari, Jaden, Ava și Rylan. Toți au făcut sport, dar numai Ava a ales gimnastica, chiar dacă nu de performanță. O antrenează în sală chiar Daniela. Tu ce le-ai spus copiilor? Ei de mici, mai ales eu antrenam gimnastică și încă antrenez. Copiii au crescut în sala de gimnastică și dintre toți 3 copiii mei, Ava a ales să facă gimnastică și a rămas și acum la aproape 17 ani, face gimnastică. Nu face de elită, niciodată nu i-a plăcut, nici nu am îndemnat-o să facă, am înmânat-o să facă ceva de elită, dar îi place gimnastica și încă continuă. Cel mic face fotbal, îi place și cel mare a făcut basket. În august 1991, Daniela Silivaș a plecat în Statele Unite. Avea 19 ani când a decis să rămână în Atlanta. Mărturisește că nu vedea un viitor pentru ea în țară. Am plecat în 91, am terminat cu gimnastica, am intrat la facultate și, ca să vă spun drept, am plecat în state, am întâlnit o familie care avea o sală de gimnastică, m-au invitat în vacanță să ajung la ei și acolo m-am hotărât să stau. Nu știam dacă am să stau 1 an, 2 ani, 5 ani și au trecut 31 de ani și tot acolo sunt. Dar de ce ai plecat din România? Pe timpul acela chiar nu credeam că o să am un viitor aici. La mai bine de 30 de ani de la momentul de aur de la Seul, Daniela Silivaș este încă într-o formă de zile mari. Are 50 de ani, dar nu se sfiește să intre în sala de sport. Antrenorii de la Liceul Sportiv Cetate Deva au provocat-o pe marea campioană să li se alăture de Săptămâna Europeană a Sportului. Bravo! Și... Recent, Uniunea Europeană a dat publicității o statistică, potrivit căreia România are cei mai puțini oameni angajați în sport. Astfel, are doar 0,2% din totalul angajaților, față de țări precum Suedia și Finlanda, care au 1,4% și respectiv 1,3%. Statistica nu îi surprinde pe antrenorii din țară. E de necrezut, e trist, de-a dreptul. Avem atât de puțini oameni în sport care activează în lumea sportului, oameni de sport profesori, adică și antrenori, pentru că suntem o țară cu un număr mic de locuitori, dar cu un număr mare de sportivi renumiți. Și asta mă îngrijorează pentru că mă gândesc pe viitor ce o să fie. Eu o să-i încurajez pe toți foștii noștri sportivi să meargă spre Facultatea de Educație Fizică și Sport, să urmeze antrenoratul, să fie profesori adevărați, care promovează mișcarea, în primul rând, și care promovează ulterior și performanța. E dur. Vorbeam cu Dana mai înainte, că e de necrezut ce se întâmplă în România. Să fim pe ultimul loc. Daniela Silivaș spune că în Statele Unite situația este cu totul alta. Acolo chiar se pune baza pe sport foarte mult, și pe cel de performanță, dar și pe sportul de bază. Un copii încep sportul de la, să zic, un an, doi. Avem în sala de gimnastică copii care vin de la un an și fac gimnastică. Bineînțeles că până la 5-6 ani chiar nu faci gimnastică, nu înveți, dar înveți să stai la rând, înveți să fii cu alți copii, înveți să asculți de alți oameni și asta este foarte important. Pentru că a ales să se mute din țară, Daniela Silivaș s-a ferit întotdeauna să dea sfaturi celor rămași în România. La fel, refuză să comenteze scandalurile din lumea gimnasticii.